Din penitenciarul Rahova, locul în care Liviu Dragnea a fost închis pentru 3 ani și 6 luni. Cum arată camera fostului politician, cine l-a vizitat până acum, dar și ce au spus alte VIP-uri care au trecut pe la același penitenciar, aflați chiar acum. Penitenciarul Rahova este noua casa lui Liviu Dragnea. Fostul lider de partid, condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, este deocamdată într-o perioadă de carantină de 21 de zile, perioadă prin care trece orice deținut. I se fac analize, este consultat de psihologi și se pregătește de executarea pedepsei. Liviu Dragnea și-a petrecut deja 2 nopți la închisoare și a fost deja vizitat de avocata sa și de un psiholog. Pe la penitenciarul Rahova au trecut de-a lungul timpului mai multe persoane publice. Închisoarea este una de lux, se pare. Asta cel puțin dacă facem comparație cu alte penitenciare din țară. La Rahova, Liviu Dragnea poate folosi unul dintre cele 3 terenuri de sport ale penitenciarului și poate alege să-și petreacă timpul în diverse ateliere. De la cel de tâmplărie, de exemplu, la cel de reparat mașini. Ei bine, programul este însă unul foarte strict. Condamnații sunt treziți la ora 5 dimineața, iar seara la 19 se dă stingere. Imediat după servirea cinei la ora 18. Camerele de detenție sunt dotate cu paturi supraetajate, iar în exterior, închisoarea este dotată și cu un spațiu de joacă prietenos pentru copiii care vin în vizită. Tot în aceeași clădire există 15 cabinete medicale, cabinet stomatologic, spălătorie de haine, o bibliotecă imensă, dar și o biserică. Și asta nu e tot. Fostul politician poate juca ping-pong sau își poate petrece timpul în atelierul de muzică. Alte opțiuni ar fi cursurile de teatru, de pictură sau de lucru manual. Dar nu se știe încă tipul de regim în care își va executa pedepsa Liviu Dragnea. Legea spune că pedepsele mai mari de 3 ani se execută într-un regim închis. Însă rămâne de văzut ce se va întâmpla cu fostul politician, căci decizia regimului său de detenție este la mâna directorului închisorii. Tot în regulament se spune că deținuții au dreptul zilnic la 10 apeluri telefonice și pot primi 5 vizite pe lună. În plus, Liviu Dragnea, la fel ca ceilalți oameni care sunt închiși acolo, are dreptul să primească un pachet cu alimente de 10 kg, plus 6 kg de fructe și legume. Cât despre vizitele intime, acestea sunt permise odată la 3 luni și pot avea o durată de maximum 2 ore. Asta dacă acesta nu creează probleme și dacă participă la programele închisorii. Pe la penitenciarul Rahova au trecut de-a lungul timpului mai multe persoane publice. Cristian Băureanu a fost arestat preventiv 2 luni în aceeași închisoare, după ce a fost acuzat că a lovit un polițist. Într-un interviu, după eliberarea sa din închisoare, Băureanu a povestit cum a fost viața la Rahova. Când s-a întâmplat să fie un arest, să fie acolo, să vezi ce pot să înveți de acolo, ce pot să faci acolo să fie mai bine. Am ales să fac ce e mai bine pentru mine acolo. Aveam cealaltă variantă, să mănânc, să pun 20 de kg în plus pe mine, să mă uit toată ziua la televizor, la știri. Noi acolo, în arest unde eram, reușisem să-i conving pe ceilalți 3 să nu uităm la știri. Ne-am uitat de 2 ori și de fiecare dată s-a întâmplat ceva rău. Odată a fost cineva care a încercat să omoare un preot și ne-am uitat la știrile, am spus să închidă televizorul. Au zis stai să-ți vadă știrea, după ce au văzut știrea noaptea la 3 ne-am trezit cu el în celulă. Oamenii s-au uitat urât. Oamenii nu mă cunosc. La mine cei în gușă și în căpușă. Au fost vreo 3-4 zile după care inclusiv cei de acolo se purtau foarte, foarte ok. Adică nu știu, într-o experiență de genul ăsta, cel mai important este să înțelegi că oamenii care sunt acolo și te păzesc sunt la servici. Ei nu-și fac altceva decât datoria lor, nu au nimic cu ceea ce s-a întâmplat ție afară. În momente cheie e foarte important să reușești să eviți conflictul. George Becali a fost și el închis la Rahova. Ei bine, după eliberarea omului de afaceri, a făcut declarații incendiare despre locul în care și-a petrecut ani de detenție. Becali a povestit că nu a dus o viață prea grea la Rahova. Paturile sunt suprapuse, da? Deasupra mea, normal, la șeful de cameră, la toate pușcările, nu mie. Da. Șeful de cameră deasupra nu doarme nimeni. Așa. Că e șef, nu? Șef, bun. He. Da, bă, dar nu stă, n-are pat. Nu stă nimeni. Eu am scos patul de deasupra. Da. Și am legat niște, de-astea, niște, cum se numesc, cerceafuri.
cerceafuri, le-am făcut funii și le-am făcut, înțelegi? Și țineam ca să stau să mă leg în, ca să pot să stau mai să mă relaxez. Asta nu scoateți de la mână, asta este, m-a unit Hristos Dumnezeu cu nevasta mea, este simbolul dragostei. Pe asta nu o scoateți de la mână dacă tăiați degetul. Și n-am scos-o, mă iubea miliția. Deși eu cu steaua ei, cu dinamo, ei milițeni mă iubea pe mine. Mă înțelegi? Asta a fost, nu că... Și cu alea, cu seriul. Păi da, seriul mă iubea și mi-a făcut secție ca lume. Celebrul fotbalist al generației de aur a fost și el închis la Rahova. Gică Popescu povestea cum și-a dat seama că odată a ajuns după gratii, trebuie să faci tot posibilul să ieși de acolo cât mai repede. Dar pentru acest lucru e nevoie de multă muncă. Când ajunge acolo și este o situație cum am trecut noi, primul lucru pe care îl faci, te gândești cum să ajungi mai repede acasă. Și atunci începi să întrebi cum se poate face acest lucru. Erau două posibilități. Unu, să muncești și să faci anumite lucruri științifice, da? Pentru a face aceste lucruri științifice, erau anumiți pași de urmat. Era foarte simplu să scrii o carte. O carte puteai să o scrii de 20 de pagini, de 30 de pagini. În lege nu scria că o carte trebuie să aibă 5 pagini sau 500. Pe 20 iunie 2012, Adrian Năstase a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu executare. Fostul premier a fost eliberat după mai bine de 8 luni petrecute la Rahova și la Jilava și a vorbit atunci despre cum e viața de politician în pușcărie. A fost în definitiv o încercare foarte grea, nu atât prin prisma perioadei pe care am parcurs-o în penitenciar, cât, în primul rând, prin semnificația unei condamnări pe care eu am respins-o considerând că este nedreaptă. În momentul în care am aflat sentința, n-am crezut nicio clipă că o astfel de sentință este posibilă. Am revăzut în penitenciar, în câteva rânduri, am revăzut samuraiul. Și mă gândeam că, într-un fel, această nevoie de demnitate, de onoare, ne caracterizează pe fiecare dintre noi. A fost un moment extrem de greu atunci când am luat o anumită hotărâre, am scris mai multe scrisori pentru Dana, pentru Andrei, pentru Mihnea și ei n-au bănuit nimic. A fost un moment foarte greu. Au fost multe momente grele sau complicate sau triste, pur și simplu. Momente în care, spre exemplu, de sărbători, de Crăciun, nu ești acasă cu cei dragi, nu ești acasă în familie. Ei vin la tine, încearcă, dar nu în momentul acela pe care îl aștept și a doua zi nu se poate altfel și lucrurile sunt complicate și nu ai voie să bei un pahar cu vin și așa mai departe. Sunt lucruri mărunte, poate, dar ele toate adunate înseamnă un dramatism al unei vieți pe care nu vreau eu să o comentez. Într-adevăr, un moment foarte, foarte greu a fost pentru mine, a fost să privesc din afară maturizarea copiilor mei, pe care îi lăsasem pe unul într-o adolescență care însemna o anumită exuberanță și căutarea drumurilor potrivite în viață și pe celălalt, pe Andrei, într-un moment în care încerca, într-un fel, să-și găsească un rost între prieteni, între cunoștințe, dar în orice caz fără o responsabilitate deosebită. Și dintr-o dată, spune, peste noapte, au trebuit să treacă bariera în viața dură a maturității, prelund griji, prelund
responsabilități și a contat foarte mult ceea ce s-a întâmplat acolo și vreau să îi salut și pe cei care alături de care am petrecut luni de zile și pe Emil Cutean și pe alți alți colegi, alți pacienți de la penitenciarul. Cum s-au comportat cu dumneavoastră? Mai respectos decât foarte mulți alții. Cel mai mult însă m-au impresionat cei de la comunitatea terapeutică sau așa pe limbaj din ăsta mai direct, cei care se drogau sau vindeau droguri și care sunt într-o comunitate pe un model pe care cei din penitenciare l-au realizat pe un parteneriat cu norvegienii. Și au... E o poveste acolo foarte interesantă. Ei au o comunitate închisă, stau între ei, ei își aranjează toate lucrurile, sunt un fel de congregație religioasă. Scriu, dacă vorbesc urât unii cu alții, trebuie să facă niște bilețele. În sfârșit, sunt foarte multe lucruri. Și eu mergeam aproape în fiecare săptămână și discutam despre politică, despre Constituție, despre unire, despre de istorie, istoria României. Din comunitatea aceasta? Cei din comunitatea asta. Și foarte mulți dintre ei de creativitate extraordinară. Și au realizat foarte multe lucruri. Le-am dus albume de artă, rugam pe Andrei și le duceam albume ale cu lucrări ale unor pictori români, le vorbeam despre stilurile de artă, despre tot felul de lucruri. Și erau interesați de lucruri de felul acesta? Da, au făcut desene minunate pe care după aceea mi le-au dat, pe unele le-au extraordinar de talentați. Ce v-ați învățat de la oamenii care sunt în penitenciar? În mod categoric. Și lucruri bune, dar și lucruri rele. Deci, de asta... Limbajul, a scris o dată pe blog destul de... V-a spus la simțul umorului și în perioada în care ați fost în penitenciar, limbaj foarte colorat, nu? Foarte colorat. Foarte colorat și, sigur, trebuie să fii destul de puternic, așa, să reziști la tot ce înseamnă chemările astea făcute dintr-un colț în altul. Și, sigur, nu pot să reproduc nimic ca să nu vă amendez de CNA-ul, dar au o imaginație absolut extraordinară în lucruri rele. Și în lucruri bune, bănuiesc, dar mai mult lucrurile ciudate, așa. De la caleașcă, astea sunt niște povești, de la o fereastră la alta, transmit diverse lucruri.